o să risc și câștig. O să beau spirit ca să aia stomacul. Să vedem ce pula o să ținem și așa. Aveam nevoie foarte de cineva. Oare cum fi cineva? Cineva nu ține la. Oare cum Ioana mă înțelege? Dacă îmi ține nevoie, nu am o cancioasă. Ioana e a doua ființă. Era mamei mele rece. Era mamei mele rece. Era atât de puternică și de Ioane. Când mă durea. Era atât de puternică. Vreau să termină sincer la momentul ăla. Încă l-am terminat. Mă doare. Ce plăcea mie la Ioana. Că nu fi de ca. Ceva. Deci am zis buraciule, Ioana e cea mai bună părere. Și eu zic adevărul că nu am bine de mult.
niște murături. Uite, halde murături. Vreau să mă ușor niște murături, pentru care sunt amine acest aghit și l-am mirosit. Bine că pula mea azi este mirosit. Miroasa mucegai. Și sunt așchit. De fapt, m-am uitat că te uiți. Sunt prea proșcrite. Deci dacă sunt proșcrite, sunt murături înainte vreme. Sunt alea de la mamaia Paulina. Cred că a început să te dea mâncare de unde bară o luaie. Nu mai cheltuiește cu mine nimic. Trebuie să îi termine de bară o luaie. Ca aia zice că vine război. Și acum eu mănânc de la debaraolul mamaia Paulina, nebună de căcat. Mă omoară. Iar nici mamaia Paulina nu-și mânca rezervele de fier. Bravo, fată, m-ai băgat la grup nutriție. Murături. Să frășcăite. Asta trebuie să fie tare. Știu. Îmi iese bube în pula mea la bot. De când a murit mamaia Paulina, e fericită soarta. Gata, am găsit mâncare bună pentru frate. Înainte se chinuia să-mi facă mâncare. Îmi lua cafeaua cea mai ieftină și mi-o făcea pe loc. Mi-o dădea în sticle, se spăgeau sticlele. Nu avea timp să o facă când mă duceam la eu. Mi-o dădea fierbinte așa pula mea. Băi, mai răcești-o, bă, da. Sau îmi zicea Sebi, Sebastian Angel. I-a dat la un moment dat, a zis, bă, n-am mă răgăs. Dar e mic, ea ca sau, mănești cu lingura. Și bea. Nu știu, vecină, las că fac. Inteligent, ce pula. După aia mi-a dat sfaturi, fac, bă, n-am dat mâncare. Bă, tu te știu la țară pe jos. Și eu zic, mamă, să-mi bag pula. Băsăul dracu. Ăsta nu e în stare să meargă 3 metri și pe mie dădea sfaturi. Jegosul puli. N-a fost în stare să dea la facultate. N-a terminat nicio facultate. Eu pula mea am început 3. Moare, băi! Săranul dracu, moare! A venit și el în bucale și moare. A luat o fată de București și cu pula mică, de schizofrenic, se crede mare șmecher. Și a luat vilă de aia mare. Cum? Și-a luat vilă mare. Își aduce prieteni, de ea cu pula mică toți. Bă, tu când te duci la curvile tale, că știu că te duci la curvă. Te-am văzut cu o curvă pe stradă. Sor meu, hai că îl dau în gât, pe bou. L-am văzut în tramvai când a venit de la țară, pe iubitul tău. Fii atent că mai are o femeie. E una mai subțire ca așa, tot ca tine, că știu eu subțire. E brunetă, cu părul mai lung ca tine, tu ți-ai tâns flăci. E brunetă și are un copil. Cum fetele? Bărbatul tu mai are un copil? De ce? Păi are bani. Și are un copilul ăla, eu l-am văzut acum 2 ani. E de vârstă cu Andrei. Când ți-a dat ție lapți în pizdă, îi mai dădea luna. De? Deci, fetele, mie e singura nevastă după planetă. Și pe acum a prosit-o. Că suferă cu tine. Și că o să te părăsească pe tine. Și proasta aia, ca și proasta de tine, că tu de-aia ai spârcăit doi copii, ca să-l țipă prostă. Ai dat și tu de pulă. Și aia tot așa avea față de religioasă. De proaste de-astea urâte. De fapt, nu sunteți urâte la față. Sunteți proaste la cap. Retarde de asta. Când găsiți un bărbat, ziceți că, mamă, când dați de pulă, stați virgine ca proastirii, când dați de pulă, trebuie să spârchiți copii. Credeți că dacă spârchiți copii, îl țineți pe ăla. N-are nimic. Ăla mai spârchie copii. Și iată că mai are un copil. Și îți dai seama că ăla s-a chinuit, a zis, bă, las că divorțez de ea, nu știu ce, dar nu pot, am copii cu ea. Și s-a spurcit și ea, hai să fac copii.
deci Fredilii, dacă l-a dat în gât, n-am vrut să zic atunci. De ce? Nu se zice așa. Dar acum se zice că sunt în pericol de moarte. De ce? E criminal. Dar ție îți place de el. Că la fel ca tata, că și tata e criminal. Cum? Se pune aceeași tipologie. Îți place, bărbați puternici. Cum? Erai fericită. Când aveam eu mâna infectată, mai tău ce când aveam necroză pe mână. Sebi m-a lovit peste mâna chiar care mă durea. O necroză. E, mâna acum e uite. S-a legat. Perfect. Deci nu mor cai când vor câini. Eu nu sunt cai. Sunt tigru. Dar mă simt rău. Rău de tot. Și sunt rău. Păi să-i drept! Sunteți cretini la cap. O să fiți condamnați original dacă eu omorați de bună. Nu scăpați nici măcar în Dubai. De ce puteai? Păi ea scapă ca a ciorbit terenul și au făcut treburi. Sunt lucruri materiale, dar nu lucruri spirituale. Păi ea și vă capturează și mă aduce fedeleși, umii. Hai să vă zic ceva de Mossad. Păi ea nu s-a lăsat răpână unul de supărat. Și l-a găsit. Bă, Mengele. L-a găsit. Unde pula mea era la fost? Unde pula mea? Atunci era mai complicat. Uf! No, dar am văzut cum erai mândră, mândilă. Uite, te zic ce planurea. Vreau să fac câteva milioane de euro și le fac imediat. Dar nu le fac anul ăsta. Le fac la anul. Dau și invenția de OCM. Dar eu dau pe gratis și mai am multe invenții. Ca. Creierul mă gândește cu toate că eu aperez multe prostii, dar trebuie și alte prostii. Eu sufăr. Efectiv. Voi vă doare. La dolce vita. Dar că sunteți vite. Orice motiv era motiv. Sura. Sunt de care este adăugată de tata și mama. Tu băgeată, pula. Noi avem ADN-ul aproape la fel. Cu toate că e altfel configurat. De frate și soră. Doamne, incredibil. Incredibil. Pinta motiv să te fute în cură de cârbă. Mama mi-a propus să-ți iau casa, să-mi bag pula pizda ta de scârbă. Cred că vrei să-ți bag pula pizda.
Cu toți morții mătii de soră jegoasă. Tu puteai să zici stop mâncamei pula să-mi o mănânci. Scârba dracu. Nu știu, prea puțin, mai puțin, e mai adracu decât dracu. Și ăla, în toată spiritualitatea, are oarecare respect. Are o ierarhie pe acolo, demon, pula mea, tu n-ai nimic în cap. Ești, nu știu cum pula mea să te mai descriu. N-ai ce să descriu la tine. Ai întrecut orice chestie. Îl înțeleg pe tata că vrea să mă omoare, că e chestia concurența între tată și copil, cu toate că eu trebuia să-l omor. Că de obicei băieții vor să ia locul tatălui din familie ca să ia conducerea pizdii măsii, nu știu ce pula mea de conducere. Nu știu ce are el în cap, de nebun de căcat, s-a retardat. O înțeleg pe mama că vrea să mă descurc, să mă încurc. Mai ales că e și mamă, ești protecționistă. Că iubești un bărbat cu pulă, că e mică, că e moartă, că ți-o dă o dată pe lună, ți-o dă cumva. N-ai pula mea, deci ai niște sentimente în pizdă, pula mea, ți se benochează ceva. Pentru mine ce pula mea? Ți s-a deflactat ceva la... Înțelegi pe teroriștii aia arabi, pula mea, că îi omoară pe alții, pula mea, pe chestii de religie. Ce chilme ai în cap? Ce simțeam, Filipa, că sunt Lucifer? Și dacă aș fi Lucifer, e sora lui Lucifer, fă! Ai chef să-l omor pe Lucifer, sunt anticrist? Și dacă aș fi anticrist, de ce să mă omor, fă? Lasă-mi să-mi duc misiunea mea pe pământ și să vedem ce pula mea. Și dacă mă omor pe mine, ce rezolv, fă? Hai, fă! Explică-mi ce rezolvi. Că au fost atâția anticriști, au murit ai dracu, și după aia a apărut artă, alții. Ce rezolvi? Îți rezolvi problemele tale? Care sunt alea? Eu sunt problema ta? Doar eu? Atâta? Ce înseamnă că ești tu un om fără probleme? Cred că ești cea mai fericită după pământ. Dacă ai doar o singură problemă. Deci poți să o rezolvi. Elimini problema și gata, ai rezolvat. Dai după aia mâncare la toată lumea și toată lumea te iubește. Îți sare la pizda ta. Dar stai puțin, că totul e limitat. Eu oricum pot să produc dacă sunt în viață. Și poți să dai mâncare mai multă la lume. Sau eu pot. Tu nu poți, fă! De ce? N-ai geniul meu! Nici ăla n-are geniul meu! Sunt cel mai tare din toate timpurile cunoscute. Și aproape mor, scârbili dracu. Și nici nu am terminat misiunea. Păcane, aș fut-o în gură să vă fut. Aula.
Alexander Primesc.